Și blondă. Are pantofi. Uite dacă ea e ia. De la hotel. Băi, deci... Ai văzut fata la hotel? Deci, păi nu, i-am văzut fața. Păi de ce te-ai întors? Mama, are știi deci fița de creier fix așa. Da, și ce e blond. Are pantofi ca ai mei, au venit special. Da. Te copiază. Mamă, de ce asta? E imposibil. Ieri v-am zis că e blondă. Păi ce v-am zis că e bună blondă? Păi dacă nu avem blondă în casă acum. Bine că l-am pupat pe Ionuț. Oricum e înaltă, așa că stați liniștit. Pentru cine credeți că a venit? Pentru Laurențiu, cred. Da, și eu. Asta e. Laurențiu sau Robert? Da. Da, da, da. Bună, Giulia, îmi pare bine? Uite, uite, că să mă iau femișul ăsta. Stai, așa să pun în sărbără. Poate miros o salamă. Mulțumesc. Da. Bună, Cosmin. Giulia, îmi pare bine? Pare curaj? Da. Bună, Radu. Serios. Giulia, îmi pare bine? De ce te uiți așa? Scuze că miros la salam, poate. Noi de-i ne... Ne cunoaștem, da? Mă uiți că și Robert. Bună. Bună. Antony, îmi pare bine. Pare bine. Și tu o cunoști. Da? Da. Mă uiți că și-o cunoști. Ce pare bine? Da? Da, mă. Eu nu mă cunoaște. Bună. Bună, Robert. Da. Bine. Laura, pare bine? Sper că nu mirosim în salam. Nu. Că acum am degustat un sandwich. Dar urma să faci fada, mai să vă fie de bine. Rămâinile. Aici mă așez, nu? Da, da, bineînțeles. Te servesc cu jumătate de sandwich. A, nu, mulțumesc. Am jumătate, mănâncă tu. Jumătate cu jumătate, facem întreg. Un pahar de apă, de suc, ceva. Te rog, Giulia. Bine, Radu, tu ce faci? Ce ține pe la noi? Am venit să vă cunosc și ei, să da. Mă îndrăgostesc. Hai, nu mai zic. Sincer, de cine? De cine? De cine? Sincer să fiu, nu am un top, dar am venit pentru doi băieți. Ați fibrilații. Nu știu. Sau, dar și la ureche. Dar n-am văzut-o la față. I-am văzut-o. Da, fost da. Dar eu nu e văd. E așa ca o... Așa, că... cu bucle, cu, ca o Barbie, da, ca da, ceva scurt. Barbie. Da, dar pare eu să aibă vreo 20 și... Are un pic. Maxim 25. 26. Nu, da. 27. Nu cred că are 27. Haideți să ne punem pe corp. Da. Să vedem mai de aproape. Da, la corp arată de... Nu? 26, 27. La față n-am apucat să văd că văd tot repede ca 26. Eu și așa nu văd. Da, da. Așa, și când se urc scările? Fetilor, o descălțăm. N-are voie să aibă pantofi ca ai mei. Dar tocmai s-au numit astăzi. Da, pe bune. Că știi... De ce a fost lăsată să intri cu pantofi ca ai mei? Ei, da. Dar de ce te agiți așa tare când nu voiai să vorbești despre George acum? Te-ai activat, tu te-ai activat. Dar n-a venit pentru George, vă garantez eu. De ce? Că da, i-ai dat papucii? I-ai dat papucii fetei. A venit pentru doi băieți. Cosmin și Laurențiu. Vai, ce bine îmi pare. Că tot ai întrebat. Cosmin, ți-am zis. Cine e pe locul tău? Eu sau Cosmin? Nu pot să-ți spun de cine ce? Este păi pe primul loc. Dacă cu mine ai treabă și nu-mi spui, mă simt rău. Păi a zis Cosmin și Laurențiu, așa că nu te băga. Păi zic că poate cred că sunteți amândoi pe primul loc. Da, sunteți amândoi acolo. Sunteți amândoi acolo, da. Dar vezi că eu ți-am adus apă, eu te-am... Când am trecut altfel. Ai o bilă albă. Da, dar trei bile ce se întâmplă. Ai emoții. Hai și o bilă albă. Păi Cosmin, i-am usuri. M-ați luat așa din prima. Blânduță, păpușică. Păpușică, cum zicea Cosmin, că vreau păpușică. Uh-huh. Oh, am uitat și de Cosmin, poate și pentru Cosmin. Da, nu cred că contează. Oricum o să fie pentru Cosmin, că el e acum în căutare. Căutarea adevărului. Cosmin acum caut. Bai, abia aștept să văd dacă e... Am așa un fel de emoții care nu pot să vă le descriu. Dați-o aminte, am văzut-o. A, da, da. Cum să nu? Rămas cu ea așa. Dar n-am văzut ei cu sonul. Mm. Nici eu n-am văzut. Dar cred că poate n-avea ei cu son. Poate e sora cuiva. Da. Poate e ziua cuiva, da. Am dorit noi asta. Happy birthday. Are o soră așa faină. Da, chiar e sora lui Ionut. Sora lui Ionut are 29 de ani, are doi copii, n-are ce căuta aici. Ei. Soț. Este fosta prietena unui prieten de-al meu. Cine mă zic, cine e prieten? Al un băiat Ionuț. Ionuț. Ionuț, da. Nu știu cum am văzut, am uitat așa. Da, deci ai venit cu planuri de a te îndrăgosti. Da. Care sunt asemănările între mine și Cosmin, dacă suntem amândoi prieteni? Măi, fizic nu prea sunt. Așa? Dar, nu știu, de exemplu, la Cosmin îmi place foarte mult calmitatea. Îmi place maturitatea lui. Are 24 de ani, parcă? 25. 25. Am făcut 25. Mult înainte. Îți spune corpul la mine, vreau să aud doar lucruri. Da. La tine îmi place că ai un răspuns pentru orice.
ai replică la orice. Ești serios în ceea ce privește relațiile. Îți dorești o femeie care să știe să vorbească și care știe să își pună punctul de vedere. Iar eu fac asta. Cum? Iar eu fac asta. Așa. Și îmi place că ești sportiv. Știi care e diferența între ei doi? Cosmin te aștepta la urnă. Da? Cosmin, care își dorea o pată să intre. Da, te-a cam descris. Super. Îți place să cucerești sau să cucerită? Să cuceresc. Îi place să cucerești. Fii atent că două puncte pentru Laurențiu. Da. Și prin ce metode cucerești? Sau care sunt calitățile tale prin care consideri tu că ai putea cuceri un bărbat? Măi, sunt o fire foarte pasională. Sunt foarte loială. Pasională la ce mod? Toate modurile posibile. Alea. Da, bun. Așa. Alea. Sunt foarte atentă cu bărbatul de lângă mine. Sunt iubitoare, sunt rac, sunt familistă. Ce vrei sunt rac. Sunt și trei defecte și zic să rămână pentru trei defecte de ale mele? Da. Sunt câteodată a dat privirea de cuceritor. Am gura mare, poate fi un defect. Și sunt sunt foarte sinceră, iar câteodată asta poate fi considerat un defect. Ce zodie ești? Rac. Pa, nu se poate zice că ești impulsiv, raci, când mai trăiesc eu. De ce, Lorina era rac sau? Hai să par să spaghetti. Nu mai supor racii. De ce nu mai supori tot racii? Și tu ești rac, și Lorena e rac, și fosta mea. Cât ești născută? Rac, și cealaltă tot rac. Deci ăsta e un semn, nu? Sunt ultima zi de rac, da. Asta e ca să am învățătură de minte, să mă apropii de raci. Știm, atunci am ieșit noi. Poate schimbă părerea despre raci. Posibil. Poate nu mai mult. Sunt ultima zi. Ultima zi de rac? Bat un pic spre leu. Ah, înseamnă că e bine. Și leu am întâlnit, tot nu-mi plac. Leu aică mai mult decât rac. Cam așa, da. Eu sunt ascendent leu. Da? Radu, nu te mai uita așa la mine. Voi că nu mine zic că ai venit. Dar voi vă cunoașteți când el are prietenul lui, a fost iubitul tău. Dar cu Robert? Cu Robert de pe TikTok ne știm și ne-am văzut odată de ziua mea, cred că, în centru. Da, așa e așa de încântat. Ai fost și tu atunci. Da, și eu și George și tu și am trecut pe lângă ele și m-a recunoscut și ne-a salutat de la depărtare. Dacă ne cunoșteam, te salutam. Nu, că ne-a salutat de la depărtare, eram în trecere noi atunci în club. Da. Se bucură Radu, parcă ai venit pentru el. Asta mai lipsea. Așează-mi pe fata lui Radu, l-am mai văzut mult. Mă zici ce vârstă ai, nu știu, mi-a scăpat. 29 de ani. Mulțumesc. Ascultă-mă, Cosmin e singur, eu sunt încă într-o cunoaștere. Așa. Bănuiesc că pe el te-ai axat mai mult. Pe cine? Faptul că tu ești într-o relație nu mă face pe mine să mă opresc din a face pași spre tine. Asta atâta timp cât îți lase vreo ușă deschisă, bănuiesc. Bineînțeles, dacă văd semnale din partea ta, bineînțeles. Altfel nu mă bag. Da. Dar... deci n-ar fi un impediment. Mi se pare că toate avem același speech. Ok. Spune-ne câte ceva despre tine. Ce te ocupi, ce faci? Deci, cum vă spuneam, am 29 de ani, stau în București, am copilărit și crescut în Italia, la Milano. Am învățat acolo, după care m-am întors acasă. 8 ani. Am terminat liceul și am venit acasă. Am făcut facultatea de drept și în momentul de față lucrez în IT. Nu se pupă una cu cealaltă, știu. Dar... și pui și unghii. Și de ce ai venit? Nu pun unghii, fac make-up. De ce ai venit, din Italia? Deci am venit din Italia aici pentru că nu mă regăseam acolo deloc. Per què? El face așa, fiindcă eu sunt italian. Dar auzi, Julia, pe Dea Antonin nu știai că e prezent aici în Casa Iubirii. Ar fi genul tău? E drăguțel, dar mi se pare copilaș așa. Câți ani ai? Cât să-i dai? 20. Ultima relație? Ultima relație, ce zicea Radu, dar a fost o lună, deci nu pot să numesc. Hai că poți să treci peste aia, aia. A fost îndrăgostită. Radu, te rog. Cum ar fi să intre și el? Doamne, ferește. Am avut o singură relație serioasă, care a fost de 4 ani. Am făcut logodnă chestii. Da? Da, dar s-a terminat acolo. Deci v-am zis să sărbătoriți între... V-am zis că intru pentru Laurențiu. Laurențiu zis că intru Cosmin acum. Laurențiu a zis că intru cu Laurențiu a zis că intru cu naștere și că singurul disponibil în casă e Cosmin. Se ducă spre el. Dar bine că ne-a anunțat și pe noi, Laurențiu, că intru cu naștere. Că nu știam că vrea să plece. Dar oare e cu mine, intru cu naștere? Da, știam că vrea să plece acasă și a pus tot vot. Da, da. Sau încep să cunoască pe el. Dintr-o autocunoaștere. Autocunoaștere, da.
Bine. 29 de ani, rag, ultima zi. Eu zic că vor să te înlocuiască. Camine, să merg la bani. Spun. Fă-te blondă, fă-te blondă, fă-ți programare. Am fost și ieri am, spus că nu voi deveni. Nu te face blondă, că nu-mi stă bine. Am stă bine. Mm-mm. Cu șuvițe un pic, da. Asta m-am gândit să nu, îți stă mai bine așa, nu-ți fă, se, nu, sincer. Dar să, o, când o să mă vezi cu părul așa un pic mai deschis, o să-ți placă. Și eu eram de aceeași părere. Asta ar mai fi culmea, să te vopsești.